Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir. Astăzi vom vedea modalitatea de crearea unei lecții pe platforma Edpuzzle, având un material video deja înregistrat. Accesez platforma Edpuzzle, creez contul, întrebări despre școala la care lucrez din motivul următor. Pot să colaborez cu alți profesori din școală. Limba în care vreau să fac materialele, să creez materialele. Nivelul de studii al elevilor pentru care eu creez materialele sau accesez materialele. Eu am bifat clasele a 6, a 7, a 8 la științe. Pot să invit alți profesori cu care să colaborez pe materialele, să colaborăm pe același material. Accesez conținutul meu. Pot să atribui unei clase materialul. Eu încă nu am atribuit unei clase, voi face asta în acest moment. Și am aici butonul să prevenim săritura, adică elevul nu poate trece peste materialul la care eu îl invit să lucreze. Clasa mea se poate conecta prin diferite platforme, și anume prin diferite legături cu platformele Google Classroom, Microsoft Teams și Moodle și alte platforme. Eu o să fac prin Google Classroom, deoarece elevii noștri sunt conectați la această platformă, avem create clasele acolo. Sau pot să creez o clasă nouă. Pentru a crea o clasă nouă, trebuie să introduc fiecare nivel sau numele clasei. Și de asemenea să introduc nivelul clasei, lecția pe care o creez. Voi face legătura cu Google Classroom eu. O să atribui materialul clasei a 7A sau a 6A sau altor clase pe care eu le am create pe platforma Google Classroom. Voi atribui materialul clasei a 6A. Și o să accesez materialul video. O să accesez materialul video sau existent pe platformă sau pot să încarc un material video pe care eu îl am în calculator. Încarc materialul. Când începe, îl atribui clasei a 6A. Data de început este astăzi. Nu am pus un termen scadent. Am acționat butonul să previn săritul, așa cum este în limba română, și accesez materialul. Toți elevii pe cărora eu le-am atribuit, elevii clasei a 6A, vor vedea acest material. Deja numele lor sunt aici, în partea de jos, fiecare elev. La fiecare elev voi vedea dacă el a vizionat materialul, când l-a vizionat, dacă a predat tema și pot să îi acord o notă. Pot edita materialul atribuit. Deci trecem la editarea materialului. Cum fac lecția, de fapt? Pot să editez numele materialului. Pot să setez data când începe tema pentru clasa a 6A.
Materialul se poate viziona și în modul live. Deci să vizionăm împreună materialul prezent la lecție în mod virtual. Aceasta fiind tema dată, deci filmul presiunea hidrostatică, poți să atribui lecția noastră și cu ajutorul unui link. Sau poți să inserezi într-un material un cod. De asemenea, poți să descarc notele pe care eu le-am acordat elevilor. Despre modul cum se editează materialul video pe care eu îl atribui clasei, vom vedea în materialele următoare. Vă urez succes!